o șansă la viață. Vasluienii pe care sistemul de sănătate de la ei de acasă nu i-a putut vindeca au apelat la medicii din străinătate. Eliberarea formularilor E112 pentru tratament într-una din țările membre europene, anul acesta au fost aprobate de Casa Județeană 5 cazuri, cu unul în plus față de anul trecut, fiind tratați 3 copii cu vârste între 3 și 8 ani în Germania și Italia și două tinere tratate în Germania. Eliberarea unui formular european pentru o anumită afecțiune poate dura câteva săptămâni. Cei care doresc tratamente în străinătate trebuie să aibă în primul rând o recomandare de la un medic specialist, cum că la noi în țară nu poate fi tratat.